Semne de întrebare sunt și în privința românilor din afară, care vor trebui să voteze. Nu foarte mulți s-au înscris pe acel vot, pentru acel vot electronic. Din păcate, ce vom face? Vom avea secții? Care este situația? Într-adevăr, undeva sub 30.000, din câte știu, de români s-au înscris pentru votul prin corespondență. Noi am încercat să promovăm acest mijloc de vot. Se vor deschide secții, într-adevăr. Misiunile noastre diplomatice iau toate măsurile. Doar în cazul țărilor care ne vor interzice deschiderea secțiilor, nu se va putea vota decât, din câte înțeleg, la secțiile consulare sau la ambasade. Direct la ambasade. Da. Asta înseamnă că în unele țări vom avea un număr mai mic de secții de votare. În Republica, de exemplu, Republica Moldova, de exemplu, știu că se vor deschide 31 de secții, s-a discutat acest lucru. Dacă lucrurile se păstrează, deci avem aceeași situație ca astăzi, atunci vor fi secții de votare în majoritatea țărilor.